Vă salut și bine ați venit pe canalul de YouTube Pasiune și Natură. După cum vedeți, sunt din nou la pescuit, tocmai m-am instalat și vroiam să nădesc locul. M-am gândit că unii dintre voi vreți să știți cu ce nădesc și cum nădesc. Mai întâi voi discuta despre nadă. Eu nădesc cu un mix de porumb cu tiger nuts. Acesta. După cum se vede, porumb cu tiger nuts. Cum îl prepar? Îl pun o zi înainte la umflat, după care îl fierb până când porumbul începe să crape. Când porumbul a început să crape, îl iau de pe foc și îl las în apa fierbinte până când se răcește. După care îl aduc la pescuit și îl arunc în baltă. Deci este o operațiune simplă, la îndemâna oricui. Vreau să vă spun că am încercat și cu alte năzi, cu boilesuri, cu peleturi, cu diverse arome, dar niciuna nu a funcționat. Eu mă bucur că nu a funcționat, pentru că m-ar fi costat o partidă de pescuit mult mai mult. Așa că porumb se tot arunce în apă. Nu este scump. Bun. Pentru nădire voi folosi lanseta cu vârful mediu, pentru că este puțin mai rigid, pe care am să vă arăt, am atașat un năditor tip rachetă. Voi arunca în jur de 11 rachete, pentru că am o găletușă de 5 kg, cam pe un sfert, cu porumb și tiger nuts. Și voi nădi prima oară pentru lanseta cu vârful mai subțire. Voi arunca în jur de, cum am spus, de 11 rachete din acestea. Voi arunca din malul acesta până în malul celălalt, voi descrie un arc de cerc, pentru că acea lansetă va fi lanseta de căutare a crapului. Ce vreau să spun este că îl voi căuta pe apă adâncă, pe prag, pe apă mică, pentru a vedea unde se află. Pentru că eu, când am ajuns pe locul de pescuit, domnul crab se bălăcea deja. Așa că trebuie să observ și să-l caut acolo unde el are chef să mănânce. După prima aruncare, voi pune struna în clipsul tamburului pentru a avea o distanță delimitată și a ști unde să pescuiesc. Pe a doua lansetă, voi nădi în alt mod. Voi alege un reper pe malul vecin și voi căuta să arunc aceste rachete grupate, cât mai grupate, pentru că această lansetă va sta nemișcată, va fi fixă pe toată durata partidei de pescuit.
Eu zic să nu mai pierd timpul și să încep nădirea, pentru că deja am văzut crapul sărind și ar fi bine să încep pescuitul. Am finalizat nădirea pe prima lansetă, așa că voi declipsa, voi scoate firul din clips și voi repeta același lucru și pentru a doua lansetă, pentru al doilea vad. Am uitat să vă spun, de fiecare dată când lansați, așteptați câteva secunde ca racheta să se descarce.
am finalizat nădirea, rămân clipsat. Vreau să vă spun și să vă atrag atenția. Nu aruncați porumbul nefiert în apă. Peștele nu îl va digera și va muri. Se va umfla în stomacul lui și va muri. Și e păcat, pentru că voi veniți la pește pentru a prinde pește. Nu a vedea pește mort în lungul malului. După cum v-am spus, am finalizat nădirea. Voi începe pescuitul propriu zis. Bănuiesc că este un clean, după cum trage. Important este că porumbul și-a făcut efectul. Sper să-l scot afară, să-l vedem. Este primul pește. Practic este peștele cu care începe anul de pescuit. Da, într-adevăr, este un clean. Iată și victima. Un frumos clean. Are cel puțin un kilogram. Am avut ceva probleme cu el, pentru că acum 2-3 zile a plouat și vine foarte multă mizerie pe apă. S-a pus mizerie pe fir și la înaintaș, unde am nodul, s-a umplut de verdeață și nu am mai putut recupera struna pe mulinetă. Dar am reușit să-l scot, îl voi cântări, am să-i fac o poză pentru album, după care îl voi elibera. Sunt foarte bucuros că am prins acest pește. După cum v-am spus, practic este peștele de început al anului 2019. Iată, se vede. Am avut dreptate. Are 1 kg 530 de grame. 300 de grame, știu foarte bine că cântărește capul de mincioc. Sunt foarte încântat. Iată-l, un pește frumos. Merită și un pupic.
El este vedeta de început de an. Îl vom elibera. Și s-a dus. Dacă voi mai prinde ceva până să plec, ne revedem. Dacă nu, nu uitați să-mi lăsați un like, un comentariu și să vă abonați la acest canal pentru a nu rata următoarele mele videoclipuri. Vă salut și pe curând! Thank you.